Bună ziua! Sunt onorată să particip la campania de lectură anul 2021, ediția a 18-a, la invitația doamnei Maria. Am fost provocată să citesc cartea Ionelei Hadârcă, UF, și vreau să vorbesc ceva despre ea. Din punct de vedere metodic, hai să spun așa, fiind în calitate de educator a instituției numărul 46 din Chișinău, pot aborda cartea respectivă la toate domeniile de activitate. Deci pot spune că aici sunt toate întrebările în perioada decelușilor. În calitate de cadru didactic, de obicei ne întâmpinăm cu dificultăți de a răspunde la întrebările îndrăznețe ale copiilor, de unde au apărut copiii, de ce sunt fetele cu cosițe, de unde au apărut frații, surorile noastre. Deci Ionela Hadârcă a venit cu o ușurință pentru noi și ne dă răspunsuri concrete, ne dă răspunsuri pe înțelesul copiilor și ne ușurează un pic munca. Vreau să spun că această carte, la prima lectură, pot să o abordez ca o jucărie pentru maturi, să fie copilul mai vesel, să fie copilul cu răspunsurile bine auzite și bine gândite de noi. La prima imagine a cărții sunt niște ilustrații interesante care ne pot ușor spune despre conținutul cărții. Sunt ilustrații hazlii cu o nuanță de satiră, sunt și întrebările care de obicei noi ne întâmpinăm în calitate de părinte, în calitate de cadru didactic și putem ușor să găsim răspunsul la fiecare pagină dintre ele. Deci, ce mi-a plăcut mie cel mai mult din lectura acestei cărți, pot să vă spun că mi-a plăcut structura. Sunt niște texte laconice, sunt textele mici, care le putem cu ușurință citi copiilor noștri și copiilor instituției noastre, instituția IET46. Deci, pot să vorbesc un pic despre tematica care este abordată în această carte. Ce să fac dacă fratele cu sora mea nu este așa cum mi-am dorit? Deci fiecare dintre copii are un frate, are o soră care sunt în relații continuă și uneori se mai ceartă, uneori mai găsesc ceva probleme și Ionela Hadârcă vine aici în aceste texte cu o rezolvare a problemei copiilor. Este vorba despre jocuri care pot să participe ambii copii, și fratele și sora. Este vorba despre întrebări, de ce fratele plânge, și la fel ne vine cu o întrebare. Cred că nu-i place culoarea tapetei din cameră, nu-i place jucărie pe care i-am dat-o și așa mai departe. Încă ce pot să mai spun, este vorba despre o tematică cu aspect moral, despre educația copilului. Deci, în procesul de instruire și în procesul de educație, noi învățăm copiii să nu fie părăcioși, să se iubească pe ei și pe semenii săi. Și este un text care mi-a plăcut foarte mult, ce să fac cu un părăcios mic. Deci, surioara ori fratele numește pe seamănul său părăcios. Deci, este problemă, cumva trebuie să o rezolvăm. Și aici, autoarea ne facilitează munca noastră și ne spune care sunt metodele și modalitățile de a rezolva această întrebare. Este nuanța de satiră care provoacă niște emoții plăcute copiilor. Sunt niște texte amuzante pe alocuri și ne învață cum să interacționăm, cum să relaționăm problemele din apărute în cadrul procesului instructiv educativ. Eu propun și vin cu un apel către toate cadrele didactice care activează în instituții de educație timpurie, dar cât și în școli. Această carte este un ghid pentru a desfășura procesul instructiv educativ cu ușurință. Este un ghid pentru părinți care doresc să-și educe copiii la un nivel înalt, care doresc să nu evadeze de la răspunsuri mai îndrăznețe, dar să-i răspundă copilului corect, concret și să avem un rezultat eficient.
Eu, părerea mea în calitate de educator este că cartea este binevenită atât și pentru cei maturi, cât și pentru cei mai mici, adică elevele de clasele a 5-a, a 6-a, care deja pot citi bine și pot înțelege mesajul cărții, ei ușor vor putea să dezlege esența acestor povestioare. La nivel de structură, cum am mai vorbit, textele sunt alăturate cu imagini care ușor ne redau conținutul. Una dintre plăcerile mele a fost titlul De ce UF? Și mi-am adresat și eu o întrebare, de ce anume carte se numește UF? Și am găsit răspunsul. Deci, cartea, cred că autoarea a vrut să o numească în felul următor, deoarece răspunsul la toate OF-urile noastre în calitate de părinte și în calitate de cadru didactic le găsim aici. Și răspunsurile care noi de obicei le evităm, aici sunt dezlegate, deșghiocate, bine și arătate cum să le oferim copiilor să nu se inhibe atunci când noi evităm unele întrebări de genul cum au apărut copiii, de unde au apărut. Noi suntem obișnuiți să le spunem că au apărut de la magazin, ori i-a adus barza și așa mai departe. Bunicile noastre sunt de obicei aceia care iubesc copiii la nebunie și vorbesc cu ei în altă limbă, în alt limbaj. Aceasta este, cred că, o greșeală, că copilului mic îi se vorbește cu diminutive sau uneori vedem că bunicii mergând prin casă fac ca pisica, meaună, deci în așa modalitate găsesc să comunice cu copiii. Ionela Hadârcă vine aici cu un text bine descris. Ce se întâmplă cu bunicii noștri atunci când apare un bebeluș în casă? Și este bine descris că ar fi bine să-i găsim limbajul copilului, să-i găsim cheița pentru a ajunge la inimioara sa. Vă mulțumesc la toată lumea!